Bună dimineața! Nu ne-am trezit, ne-am schimbat și trecem la următorul challenge. Cum, tati? Challenge-ul încă nu s-a încheiat? Mai ai sarcini pentru noi? Nu s-a încheiat. Următoarea sarcină pe care trebuie să o executați este să vă scăldați într-un râu. Păi aici toate râurile sunt cu apă rece. Dacă nu vreți să vă bagați în râu, treaba voastră. Jucările rămân la mine. Eu nu știu dacă voi avea curaj, tati. Tu te-ai scăldat vreodată într-un râu sau în apă rece ca gheața? Du-ne chiar acum la cel mai apropiat râu. Să înceapă scăldătoarea. Ha, stop! Dar costume de baie ai luat pentru noi? Noi îmbrăcați așa nu ne băgăm în apă. Verificați în portbagaj. Aveți de toate. Într-adevăr, tati s-a pregătit foarte serios de acest challenge. Melissa, ne băgăm în apă rece, în râu? Mami, eu nu vreau să pierd challenge-ul. Dă-mi costumul meu de baie, chiar acum. Deci, hai să ne schimbăm până ajungem acolo. Noi deja suntem îmbrăcați. Și eu. Și noi la fel. Hai să mergem. Sunteți pregătiți, văd că? Da. Să prindem și niște pești. Hai, coborâm. Primul pas din mașină. Al doilea pas. Și eu sunt a treia. Doar pentru executarea challenge-ului. Poate am ajuns, dar vreau deja să mă retrag. Deci să îndeplinim challenge-ul lui tati. Și să prindem niște pești. Vreau să văd dacă reușesc. Cum e apa? E foarte bine. Nu este nici caldă, dar nici foarte rece. Scuică de râu. Am îndeplinit challenge-ul, tati. Trebuie să vă bagați în apă măcar până la gât. Cine? Hai să vă văd. Și la 3, 2, 1. Bravo! Ce-i, tati? Nu te-ai așteptat, așa-i? De fapt era o glumă, mami. Dar voi chiar ați băgat în râs. Să știi că ne mai răcori puțin. Doar pentru glumă? Îți arătăm noi. Mami, ce-i cu Matei? Gluma e glumă, tati. Dar Matei nu vrea să iasă din apă. Hai să mergem. Hai. Hai, ieșim, Mircea. Gata. Am îndeplinit challenge-ul. Și să plecăm din nou în mașină. Dar nu este corect. Cineva nu s-a băgat în challenge-ul acesta până la gât în apă. Oare cine este el? Challenge-ul a fost executat, deci el trebuie să mă țin de cuvânt. Poftim jucării de Super Zinx! Sky Racers! Iar acum a sosit momentul să aflăm cine este cel de-al doilea câștigător din challenge-ul nostru 24 de ore în mașină! Și haideți să alegem! Sunt peste 700 de comentarii! Wow. Atunci să-i dăm start! Cine este? Cine este? Hai să vedem! Roxana Banică, băiatul meu Rareș, vă urmărește mereu și vă transmite salutări! Dar familia Mirini îi transmite lui Rareș premium! Iar acum, dragă mămică, așteptăm să ne scrii pe poșta noastră electronică melimichannel@gmail.com sau pe contul nostru de Instagram Melimi YouTube. Kid Fury! Primiți! Cum arată? Wow! Și el deschide acum numai pachete din astea. Apropo, în acest challenge, Matei a început să plângă că de ce nu i-am permis să deschidă anume acest pachet. Și acum în direct l-a deschis și a picat Kid Fury. Hai și să vedem cum arată, este el este sau nu? Este identic! Dar lui Matei tot timpul îi pică numai ultra rare. Bă, în challenge-ul ăla de sub pot! Bă, mașină!
peste tot! Matei, ești bucuros? Da, ești eutarat! Iar acum așteaptă următoarea provocare, ochirea înțintă! Ce? Vom împușca? Va câștiga următorul set de super zinți și anume Aerovagons, care nu a mai fost până acum, cel care va acumula cele mai multe puncte la ochit cu arcul! O, ce activitate faină! O să-mi iau premiul! Voi încerca și eu! Aici este un set, arc, e ținta voastră și ar trebui să fie și arcul aici. Să deschidem! Să fie așa de mic arcul! De fapt, arcul trebuie să fie asamblat. Țineți o parte și vine cealaltă. S-a mărit! Așa e foarte mare! Și cum să-l asamblăm? E simplu. Îi punem și coarda și gata. Tati, cât tine de mare. Da, s-a încovoiat perfect. Așa, e bine. Poftim. Iar săgeți ai, tati, pentru arc. Așa. Iar săgețile au ventuze, ca să fie safe pentru toți. Și cum se folosește orcul? Unde e susul? Unde e josul? Așa trebuie să ții mâna. Vă descurcați singuri, iar eu mă duc să vă pun ținta la distanță. Hai, așteptăm. Wow, ce departe o duce! Tati, gata! Oare vom câștiga aerovagoanele? Vom depune Mircea efort maxim ca să acumulăm cel mai mult punctaj. Primul voi încerca eu să le arăt fetelor. Mie-mi pare că este invers. Așa. Așa, mai departe. Wow, wow, wow. Aici. Vai, Mircea! Oare e corect? Îndrăgăm. Aici. Și cum ții? Așa. Așa. Iar acum țintește Mircea. Hai, Mircea! Prima încercare al Mircea a fost un eșec total. Mai am încă două încercări. Cât pe ce e Mircea? A ajuns lângă. Ultima săgeată. Sper să fie cu noroc. 9 puncte, Mircea! Mie îmi pare că totuși mânerul trebuie să fie jos. Și... Aniriza! Încă un pic și ajungeai. Nici a doua oară. A treia sper să fie cu câștig. Și a treia oară, Mirisa, hai! Haide! Zero puncte! Mircea deocamdată are cel mai mare punctaj. Da, da, felicitări! Acum să încerc eu. Dă-mi arcul. Și hai, mami! Cam tremur arcul, a plecat sub țintă. Da, fetele nu sunt arcași. Mai încerc o dată. 3, 2, 1 și... A treia sigur va fi ca la Mircea, drept în țintă. Sau ca și la mine, 0 puncte. Hai, mami! Wow, 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 wow. 8 puncte! Mami, mai aveai încă puțin și mă întreceai. Și mai aveam încă 2 puncte și mă ajungea pe mine. Iar Matei, fiind mai mic, îi dăm ținta mai aproape. Ține-a! Cât de aproape? Iată, până aici! Ce, Matei, ești pregătit? Hai, Matei! Hai că Melissa te ajută! Și... Pe drumul! A, nu la arc! Cât e? 8 puncte din prima! Bravo, Matei! Cel mai mic. Bravo! Și cel mai ochios! Hai, Matei, a doua șansă! Hai, Matei! Mai tare! Matei! Matei!
Matei! Iată! Opa! A treia încercare! Și dă-i drumul! Cât e? Cât e? Cât e? Zero! Yes! Eu am câștigat acest challenge și toate aerovagoanele sunt ale mele! Așa este, Mircea! Aerovagoanele vin la tine! Dar eu mă voi împărți cu toți! Super! Bravo, Mircea! Ați îndeplinit provocarea mea, deci puteți despacheta premiile! Deci ajutați-mă să despachetez aerovagoanele Super Zinx! Ce m-am picat mie? Hai să vedem! Lui Matei i-a picat acest calculator! Tati, mai avem un abonat care va participa la challenge-ul nostru? Vom avea foarte mulți abonați! Doar ei se dorească! Noi suntem gata să-i primim pe toți! Și o întrebare pentru Răzvan! Hai să vedem! Oare cunoști tu în ce țări a călătorit familia Melimi? Până se gândește Răzvan, să ne scrii tu un comentarii! Ajută-l! Cadourile tale te așteaptă aici! Și întrebarea noastră are mai multe variante de răspuns! Bulgaria? Corect! Privește aici primul premiu! Moldova? Bravo! Corect! Republica Moldova? Melissa, încă un premiu! Pregătește acolo! Sigur! Este! În Fiji, Filipine, Finlanda sau Franța? Franța! Și unde anume în Franța, ți-amintești? În ce oraș? Paris? Super! Corect! Da, ai câștigat! Eu abia aștept să văd ce ai tu acolo! Albania, Algeria, Andorra sau Anglia? Anglia! Și ce-a făcut noi acolo? Ați căutat parfum! Este pentru Melissa cât l-a căutat ea! Și l-a găsit! Și mai ai un Super Zinx! Super! Un aerovagon! Mali, Malta, Muntenegru sau Maroc? Muntenegru! Super! Am fost anul trecut în Muntenegru! Poftim! Răzvan, și dacă dorești, ne poți arăta și nouă ce ai câștigat! Și? Ce ai acolo? Primul aerovagon este aici? Este! Noi îl felicităm pe Răzvan pentru că a câștigat aceste jucării super tari și continuăm challenge-ul nostru 24 de ore să stăm în mașină! Îți dorim succes și vacanță frumoasă în continuare! Iar noi, tati, ce provocare ai pregătit pentru noi? Voi stați în mașină, iar eu plec la stația Peco să vă cumpăr un suc cu apă, ceva de but. Ce vreți voi? Noi vrem... Nici nu am reușit să-i spunem și deja a plecat. Stați că vine cu un braț plin de sucuri. Iată și sucurile voastre și ceai și vitamine, ce vreți? Poftim! Ce s-a pentru copii? Wow, și albastru! Mulțumim! Și tuturor lucrătorilor de la stațiile Peco, pentru că nu ne lasă nici flămânzi și nici însetați! Și lucrează non-stop pentru noi! Și să dați like dacă vă place să cumpărați ceva sau să mâncați în stațiile Peco! Tati, deja este târziu și nouă ne este foame. Când ai de gând să ne hrănești? Și te rog, cât de rapid posibil. Pentru că deja este târziu și trebuie să ne culcăm. Dai-mă de acolo. Uite că ajungem. Doar că rândul este mare. Sunt doar 3 mașini în față. Hai că ne descurcăm repede. Totuși, ce meniu să alegem? Propune repede! Noi nu știm! Eu aș mânca orice! Îmi este foarte foame! Vreau să vă întrebăm ce propuneți pentru copii! Avem meniu pentru copii cu bucărie, cartofi, sandwich și suc. Așa, perfect. Copii! Și salată? Avem și salată. De pui sau grecească? Grecească. Și una de pui. E fără carne. Și una cu pui. Sandwich-ul de pui sau de vită, Mircea? De pui. Eu vreau de vită. Și Matei? 2 de pui și 3 de vită. Vreau și eu de pui. Și 4 burgeri mari?
Deja da. Mi-este foame. Altceva? Mulțumim frumos! Wow! Mulțumim! Minion! Wow. Aha, hai Mircea, mai aveți? Mulțumim! La revedere! Nu, mai avem Melisa! Mai avem! Wow! Parcă e un supăr de ouă! O seară frumoasă! Mulțumim la fel! La revedere! Wow! Aceasta este mâncarea noastră! Hai, deschide să vedem ce ai acolo! Niște cartofi pai! Dar a început să plouă! Dar aici oare ce avem? Cred că e burgerul! Să deschid și eu! Da, priviți, ploaia a venit chiar în momentul în care noi facem challenge-ul 24 de ore în mașină! Ce de bine, pentru că nu trebuie să coborâm din mașină și nu ne udăm și privim toată noaptea la un cer răcoros, dar mai puțin senin. Să-l mănânc! Ce gustos este! Cartofii la fel sunt gustoși! Și aici avem salata cu pui și salata Cezar cu brânză! Vai, ce bine arată! Tati, te servim și pe tine când oprești! Arată bine! Vreau și eu să gust! Este delicios! Să-mi iau sucul? Tati, ține suc! Să gust și tu! Mulțumesc frumos! După ce ne-a reușit să furăm mireasa, să executăm sarcina cea mai importantă pentru abonații noștri, acum mergem într-o parcare la vreun mall ca să ne urcăm și să petrecem noaptea în mașină. Întreaga noapte în mașină. Cât tati caută loc de parcare, eu mă duc să caut pijamalele noastre. Gata, am ajuns în parcare. Ați făcut patul sau încă nu? Și apropo, unde e salata mea? Că mi-este foame! Sigur, tati! Aici e mâncarea ta! Ține! Hai, nu te lăsăm nici pe tine, flământ! Salată! Mi-a organizat acest challenge! Meriți! Ce salată gustoasă! Eu vă dau vouă diferite chestii, iar voi vă gândiți cine și ce vrea să folosească și cu ce scop! Ia priviți, aici am așa! Câteva pături. Cine are nevoie? Dă-le încoace! Sigur avem nevoie de ele! Lampă de veghe. Wow! Chiar te-ai gândit! Avem și cărți! Și luminițe! Wow! Luminițe în mașină! Wow. Nu m-am gândit la așa ceva! Ține, Matei! Tati, doar pijamale pentru noi? Desigur aveți și pijamale! Hai, luați-le! Sunt pentru toți! Și nu doar pijamale aveți! Și multe alte chestii interesante! O, pijamaua mea cu Pokémon ai luat-o! Să mă îmbrac! Ce este pijamaua ta? Cotibu! Matei, pentru tine mai am? Și perna ta, patrule! Ține! Iar mai am și perne cu diferite animăluțe! Câini, pisici, tigri! Hai, poftim! Wow, câte avem aici! Chiar te-ai gândit pentru fiecare! Ei, eu deja sunt aici! Mai aveți și un radio și o lampă! Afară plouă! Și noi toți ne-am îmbrăcat în pijamalele noastre! Ce bine că te-ai gândit, tati, și la noi! Iar acum, grăbește-te să ne scrii nou în comentarii ce activități ai fi făcut tu în mașină timp de 24 de ore. Grăbește-te să răspunzi la această întrebare chiar acum, dacă vrei să fii printre câștigătorii acestor kituri Super Zinc seria 5. Iar acum să vedem ce conțin aceste kituri. Figurine Super Zinc. Foarte multe! Și cel mai probabil că vei găsi în acest kit pe ultra rarul kit Ori și două aerovagoane. Dar și avem aici și o cutiuță cu 5 figurine exclusive metalice. Wow!
Dar și mai avem și aerovagoanele cu figurine Super Zinx. Dar să nu uităm și de broșura cu benzi desenate. Mai are aici și umbre loc și o aeromașină. Și Matei, ce mai ai aici? Mașinăria care are două butoane. Și găsești un Super Zinx, fie rival, fie cel bun. Deci sunt foarte multe figurine, mașinuțe și multe alte jucării interesante. Merită să depui efort și să câștigi una din kiturile pe care vi le transmite familia Mirini. Și noi acum vom instala luminițele. Hai, Matei! Iar noaptea pe întuneric vor părea că e o lumină de veche. Sigur, așa este! Iar noi le instalăm pe partea aceasta. Vai, ce frumoasă este mașina noastră cu luminițe! Zici că e anul nou aici! Atunci hai să vedem cum luminează ele fără de lumină. Wow! Zici că ești acasă! Ne simțim ca într-o mașină de sărbătoare! Da, vine Crăciunul! Dar mie nu-mi este somn! Vreau să mă ocup cu ceva! Spre exemplu, să citesc? Tati, ai pregătit ceva de genul? Pentru Mircea și cu Matei, micul prinț, Mircea îi va citi lui Matei. Așa. Wow! Dar eu? Mie mi-ai luat ceva? Pentru Melissa am luat Odiseea lui Homer. Mulțumesc! Așa. Ei toți au cărți, dar eu ce citesc? Iar ție, mami, pentru că îți place foarte mult criminalistica, să descoperi diferite infracțiuni, ți-am luat Enigmele lui Sherlock Holmes. Poftim, mami! Mulțumesc, tati! Nu mai dorm toată noaptea! Ce challenge interesant! Atunci, lor, spor la citi din cărți, iar tati Miremi va citi din comentariile abonaților noștri. Ca să nu deranjezi pe nimeni, îmi voi pune o lampă pentru citit. Dacă cineva dorește să doarmă, aceasta. Acum sunt gata de citit. Wow, Matei! Uite ce e aici! Iar eu, între timp, voi căuta un post de radio. Vreau să ascult muzică sau știrile. Ia să vedem! Andrei, poate mai ai să-mi faci câteva mici servicii. Sunt drăgălașe serviciile dumitale. Tocmai! Sper că n-ați uitat. Am găsit un post de radio cu povești pentru copii. Vom asculta! Eu mi-am ales pernuța mea în formă de inimioară! Dar eu de un tigru! Iar eu de un... lup, ce ai acolo? Un lup polar! Mateiaș are patrula, iar mami o pisicuță! Mișum, atingeți, te rog, lumina! Sigur, Matei! Stai să aplecăm scaunul! Wow! Așa! Punem pernuța. Și eu voi da scaunul meu mai aproape de al lui Matei ca să poată pune picioarele. Dar și eu să mă pot culca. O idee! Cât pe ce să uit? Păturica! Noapte bună tuturor! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună, Matei! Deja mi este somn și mie. Să dorm. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună!